Zeci de salariați ai prefecturii Olt au ales să-și sărbătorească instituția într-un mod inedit. Echipați sport în frunte cu șefii instituției au luat cu asalt pădurea Strehareț pentru a lua parte la o acțiune de salubrizare a zonei. După ce au strâns zeci de saci de gunoaie, cu toți au apreciat ieșirea în aer liber. Ce părere aveți despre această acțiune? E benefică pentru noi care stăm toată ziua în birou. Și chiar ne gândeam că o să ne fie greu așa după ziua de muncă, dar acum e relaxant. Cum decurge acțiunea? Păi foarte bine. Până acum eu am strâns un sac și sunt la al doilea. Tu toții cred că am făcut un lucru bun. Este al treilea an când sărbătorim această zi. A fost instituită ziua prin legea 348 din 2018 ca și marcare a legii 1 din 1864, când a fost înființată funcția prefectului pentru prima dată. Am zis să marcăm această zi printr-o acțiune civică. Am invitat colegii să facem o acțiune de salubrizare în pădurea Strehareț. Reprezentantul guvernului în Olt îi îndeamnă pe olteni să se implice în astfel de acțiuni civice, în special în cele care vizează protejarea mediului. Să respectăm mediul înconjurător, pentru că așa ne respectăm și pe noi înșine, să aruncăm gunoaiele în locurile corespunzătoare, să participăm la acțiuni civice, să avem spirit de voluntariat, pentru că astfel putem fi un exemplu pentru cei din jurul nostru. La finalul acțiunii, prefectul de Olt le-a mulțumit colegilor din instituție atât pentru activitatea de salubrizare a zonei de picnic din pădurea Strehareț, cât și pentru activitatea desfășurată zi de zi în cadrul instituției.